suflet mă cuprinde și cerul s-a deschis deasupra mea. Eu cred că a venit momentul să mă destăinui, draga mea, să spun ce nu ți-am spus vreodată, chiar dacă poate tu știai. Ești cea mai minunată fată, în viața mea ai coborât din rai. Cât de frumoasă poți să fii, iubito, ridică-ți voalul să te pot vedea. Să ne așezăm aici la țărmul mării, în noaptea asta sfântă ești a mea. Și-a mea vei fi pe veci de-acum încolo, și-al tău voi fi mereu mireasa mea. Cu tine vreau să plec departe, în altă lume dacă aș putea. Ești mireasa vieții mele, tu ești tot ce-mi am dorit. Printre sutele de stele, în sfârșit eu te-am găsit. Te-am visat așa cum ești, în rochie albă de mireasă. Vreau să vin întreaga lume să-mi vadă inimii aleasă. Și soarele a venit să ne cunune, și luna a venit din partea mea. Pe tine eu te vreau în astă lume, pe tine te doresc mireasa mea. Destinul ne-a unit pe veșnicie și spun acum că sincer te iubesc. Sunt martor soarele și luna, cu tine viața vreau să o trăiesc. Ești mireasa vieții mele, tu ești tot ce-mi sutele de stele, în sfârșit eu te-am găsit. Te-am visat așa cum ești, în roche albă de mireasă. Vreau să fiu întreaga lume, să-mi vadă inimii aleasă. Ești mireasa vieții mele, tu ești tot ce mi-am dorit, printre sutele de stele. Și o să vă fac cunoscut câteva din drepturile și îndatoririle personale ale soților potrivit legii. Familia se întemeiază pe căsătoria liber consimțită între soți, pe egalitatea acestora,
precum și pe dreptul și îndatorirea părinților de a asigura creșterea și educarea copiilor lor. Familia are dreptul la ocrotire din partea societății și a statului. Statul este obligat să sprijine, prin măsuri economice și sociale, încheierea căsătoriei, precum și dezvoltarea și consolidarea familiei. Soții își datorează reciproc respect, fidelitate și sprijin moral. Ei au datoria de a locui împreună, dar pentru motive temeinice pot să locuiască și separat. Soții hotărăsc de comun acord în tot ce privește căsătoria. În urma consimțământului dumneavoastră liber exprimat, vă declar căsătorit. Felicitați soția! Ți-a făcut să-ți frigă că se rujează? Mulțumesc, vă rog să poftiți să semnați. Domnișoară, aici semnez, acum vezi că nu mai pornești cu... Eu vă doresc sănătate, să fiți cu mine, să vă înțelegeți ca și până acum. Mulțumesc. Și Dumnezeu să vă dea tot ce doriți și tot ce gândiți. Mulțumesc. Să fiți calmi, să nu auziți ce zice unul de altul și nici să nu vedeți prea multe, dacă aveți o cărnicie pe Dumnezeu. Asta este sfatul meu, dacă... Casă de fiu, tu copii frumoși. Oare intrăm direct, e gata? Da, normal. Da, da, da.
și mirele aici. Totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. În pace Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește. În pace de sus și pentru mântuirea sufletelor noastre. Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește. În pace toată lumea pentru bunăstarea Sfintelor Dumnezeu Biserici și pentru unirea tuturor. Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește. Doamne, miluiește. Pentru preasfințitul episcopul nostru Gurie, pentru cinstita preoțime ceanul Hristos, diaconii, pentru tot clerul și poporul, Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește. Pentru credinciosul popor român, de pretutinde, pentru sănătatea și mântuirea lui, Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește. Alexandru și Andreea, care acum se lăbădesc unul cu altul, și pentru mântuirea lor, Domnului, să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru ca să dea lor fii spre moștenirea neamului și toate cerurile către mântuire să li se trimită lor dragoste de zăvârșită pașnică și ajutor și să fie binecuvântați în deplină înțelegere. Credință tare, Domnului, să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru ca să fie poziție în viață și purtare fără de prihană și Domnul Dumnezeu să le dorească în întăcintită viață neîntinată, să fie izbăviți și ei și noi de tot necazul, mânia, primejdia și nevoia. Apără, mântuiește, miluiește și ne pătrește pe noi, Dumnezeule, cu harul tău. Doamne, miluiește! Prea sfântă, prea binecuvântată, slăvită asupra noastră, Dumnezeu născătoare și pururea fecioară Maria cu toți sfinții să o pomenim. Sfântă născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Pe noi și ne și toată viața noastră. Lui Hristos Dumnezeu să o dă. Ție, Doamne! Părțenită de slava, cinstea și închinarea Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește. Dumnezeu cel veșnic, care pe cele desfărțite le aduni într-o unire. Pe cu dragoste, legătură neîntrejuptă, care mi-e cuntat pe Isaac, pe Rebeca, pe iertat pe ei. Moartea intră făgăduințe tale, însuși necuntează și pe vitea aceștia, Alexandru și Andreea, povățuindu-i pe dânsii, cred toată fapta cea bună. Că milostiv și viitor de oameni, Dumnezeu, ție slavă, mulțumim Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Pace tuturor. Și Duhului Tău. Pacele noastre, Domnului, să le plecăm. Ție, Doamne. Doamne, ca din neamul mai înainte, ți-a legut biserica. Fecioară curată, binecuvintează locul în aceasta și unește
Pădește pe rămitei aceștia în pace și într-un gând, că ți-e de gândit atât la vacintea și închinarea Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Dumnezeu Dumnezeu Alexandru. Curoamă Dumnezeu Andreea. În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Dumnezeu Alexandru. Curoamă Dumnezeu Andreea. În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Dumnezeu Alexandru. Curoamă Dumnezeu Andreea. În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Să logodește, roabă lui Dumnezeu, Andreea, cu rog Dumnezeu, Alexandru, în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Cu Dumnezeu, Andreea, cu rog Dumnezeu, Alexandru, în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Cu Dumnezeu, Andreea, cu rog Dumnezeu, Alexandru, în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Doamne, Dumnezeul nostru, care împreună cu sluga Patriarhului Avram, ai călătorit în Mesopotamia, trimițându-l să-l gădească femeii stăpânului său Isaac, prin mijlocirea spatei diavolului, ai descoperit să-l gădească pe Rebeca. Însu, Doamne, binecuvintează și logodna robilor de Alexandru și Andreea. Întărește cuvântul ce și-au dat. Unește pe ei cu Sfânta Uvinire cea de la tine. Că tu din început ai zisit parte bărbătească și femeiască, de la tine se însoțește bărbatului femeii spre ajutorul și te dăinerea neamului omenesc. Nu știu dată, Bune Dumnezeul nostru, care ai trimis adevărul peste moștenirea ta și făgăduința peste robii tăi, părinții în orice ce alești ai tăi din neam în neam. Cauză trebuie tu, Alexandru, treaba ta, Andreea, și trăiește rogodna. În credință, înțelegerea, adevăr și dragoste. Că tu, Doamne, ai arătat să dea rogodire și să întărească toate. Prin el ți-a dat lui Iosif o stăpânire în Egipt, prin el ți-a preamărit la linia țara Babilonului. Prin el ți-a arătat adevărul tamale, prin el Părintele Domnului Cel Ceresc s-a adunat pe Fiul Ceresc viitor. Când a zis, dați-ne el în dreapta lui și jugim vițelul cel gras, mâncând să ne vestrim. Această dreapta ta, Doamne, a întrerupt pe Moise Mare Roșie, că prin cuvântul tău cel adevărat cel s-a întărit pământul s-a întemeiat. Dreapta robilor trebuie să binecuvinteze cu cuvântul tău cel puternic, cu glasul tău cel înalt. Însă, dar și-o cu stăpâne, binecuvintează această spânere ai mele, doar binecuvintare cerească, și Îngerul Domnului să-i păzească pe dânsii în toate zilele vieții lor să meargă înaintea lor. Că tu ești ce binecuvântuie Sfintei Sfate Hristoase, Dumnezeu nostru, ție slavă lui Său. Împreună și celor din spate, Părinte, prea Sfântul Bun Viață, Păcătorului Tău Duh. Acum și pururia și în vecii vecilor. Amin. Fericit cei ce se teme Domnul care umblă în căile Domnului. Slavă ție, Dumnezeu! Slavăție! 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 Dumnezeul nostru! Slavăție! Slavăție! Dumnezeul nostru! Slavăție! Slavăție, Dumnezeu nostru, slavăție! Așa se va binecuvânta omul care se teme de Domnul. Slavăție, Dumnezeu nostru, slavăție! Slavăție, Dumnezeul nostru, slavăție! Binecuvântată este împărăția Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh. Acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. În pace Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru pacea de sus și pentru mântuirea sufletelor noastre, Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru pacea toată lumea, pentru bunăstarea Sfintelor Dumnezeu Biserici, pentru unirea tuturor, Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru Sfântă Biserica aceasta și pentru cei ce cu credință, cu evlavie, cu frică de Dumnezeu, intră și se roagă între noi. Doamne, miluiește! Dumnezeule cel prea curat și ziitor a toată păptura, care vinea ta de oameni, ai precut ca să strămoșile Adam în femeie și ai binecuvântat și ai zis, crește-ți, mulțiți, umpleți pământul stăpânit și amândoi i-ai arătat într-un prin însoțire. Că ești pentru aceasta va lăsa un pe tatăl sau pe mama ta, ceva unic femeia ta, vor fi amândoi într-un pe care Dumnezeu a unit omul să nu-i dezbată.
care binecuvânta pe robul tău Avram și ai deschis peste cele tale. Ce-ai făcut tata mult, el ce-a izuzit pe Iosif cu asineta șederilor, cum pe Efrem, pe Manase, care vine pe Zarel, pe Elisabeta, în ledarul, cum pe înainte mergătorul, cel ce din rădăcina lui Iesei, după trup, ai crescut pe propria fecioară și din ea te-ai întrupat și te-ai născut spre mântirea neamului omenesc. Care pentru noi e grăitul tău, dar cu toată bunătatea, vinți în Cana Galilei și nu tăcerea cu aia cu tatăl, ca să arăți că din voia ta se face să fie să-ți colegi în arte de frunit. Însă, Domnule, prea Sfinte, primește rugăciunea noastră, rugilor tăi și acum, și pe cum acolo, și aici, Sfinte, față, vă rog tău, cel nevăzut binecuvintează nunta aceasta, și dă robilor tăi, Alexandru și Andreea, viață, practică, lungime de zile, înțelepciune, dragoste, unea către altul, legătura păcii, dar de prun, simție cu viață îndelungată, cu una cea nevește iertă mării. Că Dumnezeu milostiv și victor de oameni, ești e slavă nu tău. Împreună și Elipa din Sfântul Dumnezeu, prea Sfântului Bun de viață, Păcătorului tău Duh. Acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Domnului să ne Doamne miluiește. Binecuvântat ești, Doamne, Dumnezeul nostru, simțitor nunții celei tainice și prea curate. Legiuitorii nunții celei trupești, păzitorul nestricăciunii, chiberitorul cel bun al celor dintre viitor vieții. Însă, Domnule, cel ce început ai zis pe om și l-ai pus pe el ca pe un stăpân al făpturii și ai zis, nu este bine să fie omul singur pe pământ, să-i facem ajutor din dânsul. În una din coastă lui ai zis femeie, pe care văzând-o Adam a zis, iată cum auzi din oasele mele, sunt din trupul meu această fel de femeie, că din bărbatul lui s-a luat. Pentru aceasta va lăsa omul pe tatăl său și pe mama sa și va uni cu femeia sa și vor fi amândoi un trup, pe care i-a unit Dumnezeu omul să-l despartă. Și acum, Stăpâne, Doamne, Dumnezeul nostru, trimite harul tău cel ce este peste robite aceștia Alexandru și Andreea, de robitele acestea să se plece în toate bărbatul ei și robitele tău acestea să fie ca femei, ca să viețuiască după voia ta. Binecuvintează-i pe tăi și Doamne, Dumnezeul nostru, pe care ai binecuvântat pe Avram, pe Sara, pe Isaac, pe Rebecca, pe Iacob, pe toți patriarhii, pe Iosif, pe Asineta, pe Voicea, pe Sefora, pe Iachim, pe Ana, pe Daria și pe Elisabeta. Păzește pe tăi și Doamne, Dumnezeul nostru, precum ai păzit pe noi în corabie, pe Iona în pântecele Chitului, pe Sfinții tăi tineri, i-ai păzit de foc trimițându-le lor din cer, să vină peste ei bucuria aceea pe care a fost-o peste arena când a aflat cintita. Intervenirile caselor copiilor, atâmpite la Dumnezeu nostru și de nașilor, și de nuntași s-au luminat la toate aceste sfinte taine. Adu-ți aminte, Doamne, Dumnezeu nostru, de rugul tău Alexandru, de roaba ta, Andreea, și binecuvintează pe dânsii. Dă-le lor roadă pânteciului prunci buni, bună înțelegere sfântească, trupească, în alte vei ca pe cetrii Libanului, ca pe o vie odrăsită. Dă-le lor din roadă pământului, ca tot în destălare având să-ți părească spre partea cea bună, binevăzută ție, să vadă vii viilor lor ca niște mândrițe tinere de măsfini prin urmeței lor, bine plăcând înaintea ta să strălucească primul Dumnezeu pe cer, întru tine, Domnul nostru, care se gândește sau acintea puterea și închină și neapreună cu părinte în tot ce-l vârcești și vânt, prea sunt bun de viață pe Domnul Dodu. Acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește. Care în țărână ai făcut pe om și din coastă l-ai făcut pe mei și ai însoțit-o lui Trăjitor, pentru că așa a făcut sa vitale. Să nu fie omul singur pe pământ. Însă și acum stăpâne zi de mâna ta din Sfântul tău locaș și unește pe robii tăi Alexandru cu Andreea. Pentru că de la tine se însoțește bărbatul cu femeia, unește-i într-un gând, culează într-un trup, dăruiește-le pântecele, roadă pântecele, dobândire de prun bun, ca asta este stăpânirea, asta este împărăția, stărea slavă Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh. Acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Andreea. În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Alexandru, Cronin de Andreea. În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Alexandru cu roaba Dumnezeu Andreea. În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Să-i cunună roaba lui Dumnezeu Andreea. Cu roaba Dumnezeu Alexandru. În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Andreea, cu roaba Dumnezeu Alexandru. Numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Cu roaba Dumnezeu Andreea, cu roaba Dumnezeu Alexandru. În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin.
Doamne Dumnezeul nostru, cu mărire și cu cinste, încolonează-i pe dâșii. Doamne Dumnezeul nostru, cu mărire și cu cinste, încolonează-i pe dâșii. Să-i pe capetele lor când de pietre scumpe viața celor de la tine și le-ai dat lor. Epistola către Efesenea Sfântului Apostol Pavel, citire. Fraților, mulțumiți totdeauna pentru toate, într-un numele Domnului nostru Iisus Hristos, lui Dumnezeu și Tatăl, supuneți-vă unul altuia într-o frica lui Hristos, femeile să se supună bărbaților lor ca Domnului, pentru că bărbatul este cap femeii, precum și Hristos este cap bisericii, trupul său al cărui mântuitor și este. Căci precum biserica se supune lui Hristos, așa și femeile bărbaților lor întru totul. Bărbaților, iubiți pe femeile voastre, precum și Hristos a iubit biserica și s-a dat pe sine pentru ea ca să o sfințească, curățind-o cu baia pe frică. Și ca să o înfățișeze, sinești biserica slăvită, neavând pată sau întinăciune, ori altceva de acest fel, ci ca să fie sfântă și fără prihană. Că dar bărbații sunt datori să-și iubească femeile ca pe însăși trupurile lor. Cel ce-și iubește femeia pe sine se iubește, căci nimeni vreodată nu și-au trupul său, ci fiecare îl hrănește, îl împărzește, precum și Hristos biserica, amândoiul trup. Dar în aceasta mare este, iar eu zic în Hristos și în biserică, astfel și voi fiecare așa să-și iubească femeia ca pe sine însuși, iar femeia să se teamă de bărbat. Și Duhului Tău, aliluia, aliluia, aliluia. Și Duhului Tău. Mărire ție, Doamne, mărire ție. Vremea aceea s-a făcut nuntă în Cana Galilei și mama lui Iisus era acolo. Și a fost chemat la nuntă și Iisus cu ucenicii săi. Și sfârșindu-se vinul, a zis mama lui Iisus că de dânsul nu mai au vin. Iar Iisus i-a răspuns, ce ne privește pe mine și pe tine, femeie, ceasul meu n-a venit încă. Mama lui a zis celor ce slujeau să face ceea ce va spune și era acolo șase vase de apă făcute din piatră, puse pentru curățenie de ilor, care luau câte două sau trei vedre. Iisus le-a poruncit umplet vasele cu apă și le-a umplut până sus. Apoi le-a zis toate și aduceți Domnului și i-a adus. Și când a gustat Domnul apa care îți făcuse vin și nu știa de unde este, dar slujitorii care îți fusese la apa știau. A strigat Domnul pe mine și a spus, sau ce-o pune-te vinul cel bun și l-a băut bine, pune-mi cel mai slab. Dacă ai simțit vinul cel bun până acum, acest început al minunilor l-a făcut Iisus în Cana Galilei și a arătat slava sa. Și-au crezut într-un sol ucenicilor. Mărire-ți-e, Doamne, mărire-ți-e. Să zice tot, din tot sufletul, din tot cugetul nostru, să zice. Doamne, miluiește. Doamne, tot stăpânitorul Dumnezeu, părinților noștri, rugăm-ne-ți auzi-ne și ne miluiește. Doamne, miluiește. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, 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 Doamne, miluiește. Pentru că ați biserică luptat de neșalcea de voie și cea fără de voie. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește. Pentru poporul ce înainte sunt de biserica aceasta, pentru sănătatea și mântuirea lor. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește. Este slavă nu Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecii. Amin. Doamne miluiește. Doamne Dumnezeul nostru, care purtare ta de grijă, cea de mântuire. Ai binevenit în Cana Galilei, arătat într-o cinstită venirea ta, însă și acum pe răbitei aceștia, Alexandru și Andreea, pe care ai binevenit al soții unul cu altul, păzește în pace și bună înțelegere. Arată într-o lor cinstită, ferește patru lor din tine, binevenește să-și petreacă viața lor fără piană. Și în linceni să ajungă vă spune fericite, bine măcurată, prin poruncile tale.
Că Tu ești Dumnezeul nostru, Dumnezeu care mirește în vieții statului Său, împreună și-L fără din cimul Tatăl, Părinte, prea Sfântul, bună viață, păcătorită, doamnă și pururea și vecii vecilor. Amine. Mântuiește, miluiește și ne pădește, bine Dumnezeule, cu harul Tău. Doamne, miluiește. Și la toată de săvârșită, Sfântă, în pace și fără de păcate, la Domnul Dă, Doamne. De pace, credincios, îndreptător, păzitor al sufletelor și al trupurilor noastre, de la Domnul Dă, Doamne. Și iertare de păcatele din greșelile noastre. De la Domnul să cere. Da, Doamne. Cele bune și de folos sufletelor noastre și pace lui de la Domnul. Da, Doamne. Cea altă vremea vieții noastre în pace, după căința o săvârșit de la Domnul să cere. Da, Doamne. Vieții noastre fără durere neînfruntate în pace. Și răspund la încăjătoarea judecată lui Hristos să cere. Da, Doamne. Părintea și părtășia Sfântului Duh cel înferenșine și unipiață și toată viața noastră. Lui Hristos, Dumnezeu, să o dă. Ție, Doamne! Și ne plângește, 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 putrădire, fără de o sândă, să putezi mă atingă, Tate, că Tine, Dumnezeul cel cerești și să zice. Tatăl nostru, care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea spre ființă, dă-ne noastră și ne iartă nouă greșalele noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Ne duce pe noi în ispită, cine îi zbăvește de cel rău. Părăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amine. Și Duhului Tău. Domnului să le plecăm. Ție, Doamne. Domnului să ne rugăm. Amine.
să te mulțești ca Iacov, umblând în pace, lucrând în dreptate, poruncile lui Dumnezeu. Și tu, Mireasă, mărită să fii ca Sara, să te veselești ca Rebecca, să te mulțești ca Rahela, veselindu-te cu bărbatul tău și păzind rândurile legii, ca așa a binevoit Dumnezeu. Iată, fiilor duhovnicești, prin punerea mâinilor pe Sfânta Evanghelie, pe Sfânta Cruce, a săvârșit jurământ înaintea Sfântului Altar, că veți păzi legătura dragostei și a unirii între voi până la mormânt, curată, neîntreruptă, dreaptă, cinstită, și că nu vă veți abate de la datorile voastre niciunul din altul, urmând ce este bineplăcut lui Dumnezeu și oamenilor. Amin! Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Doamne, Dumnezeu nostru, care viți în Cana Galilei și nunta, ce era acolo, ai binecuvântat-o. Binecuvintează și pirovite aceștia, Alexandru și Andreea, care cu tare atât de grijă s-au însoțit prin unirea nunții, binecuvintează intrările și ieșirile lor, îmbunătățește cu bunătăți viața lor, primește cu lor împărăția ta, păzindu-i curat, fără prihană, ne-a suplit în vecii vecilor. Amin. Pace tuturor. Și Domnului tău. Capetele noastre, Domnului, să le plecăm. Ție, Doamne. Tatăl, Fiul și Sfântul Duh, treimea cea de o ființă și nedespărțită, începător de viață. O Dumnezeire și o împărăție să vă binecuvinteze pe voi, să vă dea vouă viață îndelungată. Nașterii de prunci, spor în viață și credință, să vă umple de toate bunătățile pământești, să vă binevrencească de trătarea bunătăților celor făgăduite. Pentru rugăciune preasfinte, născătă în Dumnezeu tuturor sfinților. Amin. Slavă ție, Hristoase, Dumnezeu, îndrăgea noastră, slavă ție! Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și prânia și în vecii vecilor. Amin. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Părinte, binecuvintează! Cel ce privenirea sa în Cana Galilei, nunta ce era acolo arătat-o cinstită, Hristos, adevăratul Dumnezeul nostru, pentru că cele preacurate maestrale, Sfinților, Slăviților și tuturor lăudaților, apostoli, ale Sfinților Dumnezeu încurunat și întocmai cu apostolii, Împărați Constantin și elele, Sfântul Mare Mucenic Procopie și tuturor Sfinților, ne miluiască, se mântuiască pe noi ca un bun și viitor de oameni, pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne, este Hristos, Dumnezeul nostru, miluiește-ne și ne mântuiește. Pe noi, al Fiului și al Sfântului Duh. Iubiți miri, cinstiți nași, dragi nuntași, Dumnezeu ne-a chemat și ne-a adus astăzi aici, împreună în Sfânta Biserică, înaintea jertfelnicului, celui de viață dătător al Iisus Hristos, Mântuitorul nostru, ca să-i însoțim cu rugăciunea noastră, cu gândurile noastre cele bune, pe Alexandru și Andreea, care astăzi, iată, au jurat înaintea lui Dumnezeu credință până la mormânt. Suntem martorii acestui moment frumos, cel mai frumos moment din viața lor. Și dorim ca zilele vieții să le fie frumoase ca și ziua aceasta. Dar pentru ca viața noastră să fie frumoasă și binecuvântată, trebuie să o ducem, să o petrecem, nu numai noi împreună, ci noi împreună cu Dumnezeu. Pentru că El ne-a dat viață, El ne-a dat părinți din care ne-am născut, El a unit inimile noastre într-un cuget, într-un gând și El astăzi, prin credința ce părinții voștri v-au așezat-o în suflete, v-a îndemnat să veniți aici să puneți legământ în fața Domnului pentru veșnicie, pentru că taina căsătoriei este veșnică. Omul o rupe. Omul, la cea mai mică încercare, gata, plec, nu mai vreau, nu mai pot. De ce nu mai poate? Pentru că o ia de unul singur. Atunci când îl avem
pe Dumnezeu cu noi, se împlinește cuvântul lui Hristos, pe care l-au întrebat apostolii ce să facă, ce este imposibil de dus viața aceasta și de mântui sufletul. Iar Domnul le spune, cele ce se cu neputință la oameni, sunt cu putință la Dumnezeu. Porniți astăzi cu Dumnezeu. Binecuvântați de Dumnezeu, însoțiți de Dumnezeu, ocrotiți de îngerii Lui, așa cum l-am rugat pe Domnul la cununia voastră, ca îngerul Domnului să meargă înaintea voastră. Dacă ați avut până astăzi fiecare și veți avea și de astăzi înainte un înger păzitor pe care l-ați primit la botez, astăzi Dumnezeu vă dăruiește cu un înger al casei voastre, al căsniciei voastre, care vă va păzi, vă va ocroti. Depinde de voi dacă veți vrea să-i cereți ajutorul. Auzitați pe Maica Domnului ce le-a spus celor din Cana Galilei. Ce le-a spus? Faceți tot ceea ce vă va spune El. Ce ne spune Hristos? Învățătura sa este o învățătură pentru viața aceasta, ca să ne fie bine și mulți ani să trăim pe pământ. Dar nu se oprește doar la nivelul acestei existențe efemere și scurte, ci se duce în veșnicie. Deci dacă aici facem ceea ce ne spune Hristos, ne va umplea Dumnezeu de darurile sale. Dar nu doar de acestea, ci și de o veșnicie fericită, pentru că vedeți cât de scurtă este viața noastră, cât de repede se năruie puterile trupului. Dar dacă sufletul nostru este curat, dacă în sufletul nostru vibrează Harul lui Dumnezeu și noi suntem lucrători cu El, toate acestea nu ne doboară, ci ne ajută să ne lăsăm mai mult, să ne apropiem mai mult de Dumnezeu. Deci de aceea, cereți prin Maica Domnului lui Hristos și bunurile acestea de pe pământ, dar cereți prin Maica Domnului și direct Domnului Hristos mântuirea sufletilor. Dacă vă veți ocupa de sufletele voastre și unul de acelălalt ca să fie curate, neprihănite înaintea lui Dumnezeu, veți avea spor și binecuvântare și bucurie viață și niciodată greul nu vă va dărâma. Iată cât de bun este Dumnezeu că astăzi v-a dăruit încă un rând de părinți care nu sunt doar așa ca să plinim decorul, doar așa că le spun două vorbe bune, ci ei trebuie să vă fie părinți de astăzi și ori de câte ori veți apela la sfatul lor, o să vă răspundă cu drag. Sunt convins de lucrul acesta, că altfel n-ar sta aici, să știți, cum am spus, de decor. Și astăzi, prin slujba cununiei, v-am legat de ei, v-a legat Dumnezeu de ei, v-a mai dat putere ca să zburați în viață. De aceea, nu numai să-i le dați câte un telefon așa, când vă aduceți aminte, ci să-i cinstiți. Să-i cinstiți că sunt părinții voștri, așa cum i-ați cinstit pe părinții voștri trupești, pe care nu înseamnă că îi dăm la o parte, gata, ajungem părinți, avem nas, ne descurcăm. Nu! Că rugăciunile părinților întăresc temeliile caselor copiilor. Deși pe ei să-i cinstiți și pentru ei și să vă rugați, dar și pentru nașii voștri, treceți în pomernicul familiei voastre și să vedeți cum Dumnezeu să vă răspundă, să vă umple casa de copii, de toate bunătățile și să ne vedem totdeauna bucuroși când ne vom întâlni, să spuneți cât de fericiți sunteți unul cu celălalt, nici de cum să nu spuneți alte lucruri care nu le dorim nimănui. Dumnezeu să vă ajute și la mulți și fericiți ani! La mulți ani cu sănătate, să vă dea Domnul tot ce doriți, zile senine și fericite. Dacă o să-l țineți, Dumnezeu să vă...
binecuvânteze. Să le fiți mereu alături. 1, 2, 3 și... Perfect! Blitul pe direct ai zis? Musă! Circulate, știi? Da. Unde trebuie? Unde? Unde dați? Dorință. Ce dorință? Uite în spate, că le arunc în spate. În spate le aruncați. Nu lasă că-i prind așa. În spate, în spate. Mă potez. 1, 2, 3 și... Asta e, dar Thank you.